Vă reamintim că o firmă din Ploiești, cu punct de lucru în Pitești, este cea care a câștigat licitația pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare de la Câmpul Contractul se derulează pe o perioadă de 5 ani, iar reprezentanții societății au început lucrul încă de luni. Prima vizată a fost zona blocurilor de la Rotunda, care a mai cuprins grădinița numărul 4 și locul de joacă. În cadrul programului pentru dezinsecție cu substanțe anticăpușe, vizate sunt următoarele zone. Parcuri. Crețulescu, Ștefănescu, Grădina Publică și Parcul din Cartierul Grui de pe strada Gruiului. Spații verzi din Cartierul Vișoi. Blocurile de pe străzile Capitan Becleanu, George Topolceanu, Ice Brătianu, Dumitru Lazea, Emil Gârleanu, General Simonescu, Dr. Folcoianu, Cornel Constantinescu, Alexandru Cel Bun. Spații verzi din Cartierul Grui. Blocurile de pe străzile, general Dragalina, Iese, general Grecescu, Carpați, Gruiului, Ion Țicăloiu. Spații vezi din zona de centru. Blocurile de pe străzile, Emilian Paveliu, Frații Golești, Piața Jurământului, Nicolae Iorga, general Poșoiu, Negru Vodă, Poenaru Bordea, Rahovei, Constantin Brâncoveanu, Pictor Grigorescu, Șoseaua Națională. Locul de joacă, Cartierul Grui, Parcul Prichindel, Strada Iezer, Parc Grui, Strada Gruiului. Cartier Vișoi, Parcul de la blocul 10, strada General Simonescu. Parcul de la blocul de 31 strada I.C. Brătianu. Parcul de la blocul B9, strada I.C. Brătianu. Parcul de la blocul de 25 b strada Alexandru cel Bun. Parcurile de la blocurile 13 și 18 din strada Emil Gârleanu. Parcul de la blocul 20, strada Dumitru Lazea. În cartier Flămânda, parcul de la blocul C, strada Pictor Grigorescu. Zona centru, Parcul de la blocul 4, strada Emilian Pabeliu, parcul de la blocul 1, strada Emilian Pabeliu și parcurile de pe străzile Valea Bărbușii, și Valea Domâneștilor, Mărcuși, la Grădiniță, Calea Piațoasă și Pescăreasa. Clădiri care aparțin primăriei. Sediul primăriei, Casa de Cultură, Casa Pensionarilor și blocurile de 22 a a1, B, B1, 10, 9 și 17. O estimare a zilelor și orelor în care se va acționa nu poate fi dată de către societatea care se ocupă de dezinsecție, pe motiv că vremea este neprielnică în ultima perioadă și trebuie să nu plouă pentru ca substanțele să funcționeze corect.